Administrația Națională de Meteorologie anunță că primăvara vine cu temperaturi mai ridicate decât cele normale în luna martie. De asemenea, este posibil să fie precipitații în ultimele zile de primăvară. În săptămâna 19-26 februarie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric estimat pentru această săptămână va avea o tendință deficitară în cea mai mare parte a țării. În săptămâna 26 februarie-4 martie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudvestice. În săptămâna 4-11 martie, temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval în toate regiunile. În săptămâna 11-18 martie, mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări.